Bună ziua! Am revenit și eu, fanii de la Straia, cu un nou grup. Am dat comandă aici la cel mai mare meseriaș, sudor, care sudește și în lemn, să-mi facă o butură, adică o bancă pentru la butură. Am dat comandă să fac o bancă specială, să pun acolo la mine la butură, unde vin prietenii mei să stau cu mine la butură, la o bere. Și am venit cu lea, am dat comandă și mai durează cam două săptămâni până o termină, nu? Până de Paște o termin? Da. După Paște. După Paște. Acum ce faci cu ea? Păi îmi trebuie și mie de Paște acolo, mai vin pe la mine. Prieteni. Ăsta e domnul Ion Băbăcel, știți? Dacă îl cunoașteți pe domnul Ion Băbăcel. Ăsta sudează și în lemn. Uitați. Ochelar, n-ai ideea de sudură? Am, dar ții tu? Ce? Țin eu. Unde ții? Unde vrei. Aici e atelierul lui. Fraților, dacă aveți nevoie de ceva, să vă facă bănci, să vă facă suportul, să vă facă căruțul, să vă facă robe. El știe să facă orice. Și puteți să vă înțelegeți cu el. Contra cost. Să-ți iei preza, ai făcut și preza. Și natură, și pe natură. Nu, bă, nu contra cost. Aș vrea să spun că poți să primești vin, mâncare, băutură, țuică. Femei? Nu femei, nu. Nu femei, că auzi doamna Lămâia, nu. Bă, las că nu are nimic dacă cum auzi? Uitați aici, asamblează. O să vă arăt eu finalul când e gata, banca. Fii atent că a făcut, că aici are presă. Asta e făcută din capul lui. Presa. Unde ai văzut că ai făcut așa? La tata. Hmm? La tata. Păi să știi că parcă a avut tata o atelier. El lucrează. Om bătrân la 58 de ani, 60 de ani lucrează, vedeți? E bun meseria și în toate. Băi, Ioane, dar m-am auzit că tu ai fost în Germania. Acolo ce meserie avea? Tu suduri? Sudam cărămizile una lângă alta. Cărămizile? Da, le sudam. Așa ceva n-am văzut să sudesc cărămizile. Hai că revenim, frățul. Aici se lucrează la greu. Pe șantier. Costică! Bă, Costică, de unde ai informația asta? De la Jiu. Bravo, fericitări. Aveți formație bună. Că lucrează. Da, uitați, frate. Beton manual. Ce faceți, bă, aici, restaurant? Restaurant, da. Faceți restaurant, aici? Bravo. Hai că facem așa și noi de flip mici, grătar, oai. Restaurant pentru sâmbătă în viață. Ajutat-o, urmașul. 330 cu cargo, am rămas la 35, au zis direct 330. Dar nu-i prea îngust. Dacă mai mergea tu un metru. Deci la mine acasă e. Păi cât vine masa, cu cât vine scaunele, loc. Să trăiești, domnul Floricică, să trăiești. Ce mai faceți? Hai, să vedem aici la muncă. Avem nevoie de muncitori, hai. Haideți la muncă, hai. La muncă nu punem mâna. Hai. Hai. Pe un, numai tu. Hai, adu-l o pată. Așa, așa, băgați câte 10 robe. Câte o bere, că acuși venim și noi. Pune-ne masa. Câte o bere. Ce ales, sunt bun toate. Băi, Florici, că ai lăsat tu pe unchiul tău să nu mai abandonat. Avea nevoie de șofer, nu mă tem mai pe mine. Că merg cu tine, știi cum merg cu tine, că am el. Avion. Așa că suntem aici la Cutuna, la Galicia, s-a apucat să facă un foișor. Pentru să vândă sâmbătă aici mici, friptură, grătare. Haideți la masă, copii, hai că mâncăm. Hai că și eu mănânc cu voi, că și eu muncim cu voi. Hai mă, frate,
Ha? Mărgule, alte treabă, n-ai, mă. Hai, mă, să mâncăm, mă, muncim, ce? Băi, la cine a lucrat voi prima treazeci? La Dumitru, bă. Și la Murgu nu? Nu, nu. La Murgu nu, frate, Murgu nu. La Murgu n-am lucrat. De ce nu recunoașteți, bă, că n-am aduceam eu de acum, aduceam cu microburile că am la voi? Da, da. Nu, cred am că avut aia... odată 120 de oameni la pragă. Nu intră. Ai martor cumva? Mamă, nu știu. Uite aici, acestică, știi câți oameni ai avut? La fundație jos. Bă, nu, la placă vreau să nu, zic. Nu, la placă ai avut puțin. Când s-a rupt macaraua. Bă, din gură. La fundație ai avut 109 oameni. Auzi. 110 cu tine. Nu, mă știu. Îți dau cuvântul meu, domnule. Când s-a rupt macaraua. Nu, atunci ce n-ai avut oameni mult. La fundație jos ai avut 109 oameni. Șovică, mai trece șovică. Eu eram cu ei. Cine era? Aram, Hadile Macaroa. Nu, bă, era la placă. La, la placă, la placă a doua, bă. La... la fundație jos a avut 109 oameni. Atunci când s-a rupt Macaroa era... Da. De seriarul Strugurel de pe gard să mai ia bani odată. Da, mă, da. Hai, mă, ce dracu, mă. Știu. Erau mulți, am avut. Dar de ce nu erau utilaje atunci ca acum? Nu erau pompe. Nu. Cu cine am fost eu de-am furat... și pironul ăla de la Malovă, nu de la Malovă, de la Ciornășan. Eram în secolul 20 atunci. Erau un șefaranț de pe timpul lui Ceaușescu. Bă, ne-am dus, ne-am luat o din aia, ne-am ridicat macaraua cu ea sus. Tava aia, cu micela aia. Nu știu, depuneam betonul și ridicam macaraua sus. N-am fost de atunci. Atunci, după masă, că n-am văzut de atunci. Macaraua a avut în aia, cu aia. Se punea în ea și ridica. Da, dar eu n-am fost la plată. Mai te aduci aminte Costie când avem hotă să fură porci la botez, la ce botez, la nuntă sau la ce botez? La botez, la Dumitru. Băi, când au furat și au dus până în spate, butieria și-au luat. Când a dat cu spray la cățar. Da, da. Pe care era așa de cu moldovenii, frații moldovenii și cu ăla? Nu, mă, nu o îndădeau, mă, aia. Auzi că a murit ăla Cristi. Cristi? Da. Bă, ce? Auzi, acum două luni am auzut și eu ce am văzut. Din America. Și, nu Cristi, frate-sul. Frasul, da, care... Ăla ce că a murit, da. A făcut o răceală puternică și a auzit că a murit în două săptămâni, la Timișoara. Nu, mă... E... Moldoveanu. Frate-i lui Cristi. Erau din, mă, frații. Da. De bă, și nu un poate. Păi nu-ți cumnați cu dorul. Păi da? Au fost, dar nu. Aia s-a ajuns tare. A, nevasta mea, eu am vorbit cu Cristi, lucrează la Timișoara... Are firmă de construcție cu fiul său. Florine. Îi merge bine lui nebunul lui Cristi. Mi-a zis că îi trimite nevastă sa la copil bani câte $1,000, $2,000. A venit acasă acum. Ia. Are copil. Păi ia ce că e cu unul din comandă. Păi da. Cu cine? Cu țiganul din Valdemire. A fost în America. Ăla cu casa pe colț? Da. A fost în America. Mai încoa, mai încoa. Da, frasul ea. Are frasul. A fost în America. Și cred că îi trimite ea așa cum zicea că da. $1,000 la copil. Are o saltea de bani. Are 7 metri cu de bani. Bravo lui. Dar cum știi că ce să spune? Luiza parcă o cheamă pe ea. Eu s-o fut. Câte miliarde. Care e interesul? Da, să Costi, că am să nebun. Atât. Bă, Costică. Da, șef. Dumnezeu să o odinească pe Nea Gheorghe. Am prins, bă, când am văzut pe tine, zbirai. Atunci mi-a dat lacrimi din ochi. Și am prins fără să vreau. Am revenit și eu cu acest grup. De aceea de la mine de acasă. Care cu ce? Ce faci? Stau. Păi soare, frumos apără. Păi cald în casă, până la răcoare. Ha? La răcoare casă. E mai cald în casă. E afară. Aceea cu mama. Ce bea acolo? Țuică? Țuică de fântână. Nu mai e țuică, gata. Țuică de fântână. Nu mai avem țuică. Nu mai avem țuică, gata. Țuică nu mai este. A? Ce? Ia uite și pe Rex. Nu, 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 stai acolo, stai acolo.
Stai acum. Ce ai gândit de Angelu? Păi cu minge, vine și el după noi. Suntem aceia, uitați. Uitați-vă și pe Rex. Mamă, ce cu minge e el. Uitați-vă și voi, fratele, ce aici. Afară, Rex. Cu minge, Rex. Ari! Lasă-l, mamă, că-i cu minge și el. Ce ai cu el? Doamna Bria, ai mai făcut și tu vreun torsătură din aia, vreun descântec? Ce era? Ai mai făcut vreun descântec de ăla? Îi dau cum s-o udă. Dacă ai mai făcut și tu vreun descântec, ai mai descântat ceva? Ai mai descântat și tu ceva? N-a venit nimeni. De măritat. Da, da. Fete de măritații. Să ne mărit copii de divorțat. Mai des cu niciodată. Auzi ce zice? Păi vezi că și ei poate. Păi și de ce nu faci nouă de noroc? Nu avem noroc. De ce vrei să spui că n-ai noroc? Ai bani, ai tot ce ai avere, atunci ai galbe. Am pe mama în viață, nu? Da. Nu spui tu ce ai. E. Ai noroc, dar inima ta din. Nu-i așa, căcăcios. Am noroc plin de căcat. Da, nu-i nimeni ca mine. Ăia care aleargă, ăia care se duc și zi și noapte, ăia n-au. Eu am de tot, lasă. Așa, să fie cum zice mama. Da. De ce ai vă supărat? Ce te supără? Mă, cine te supără pe tine? Băi, copilule, băi, cu mirule. Doamna Mariță. Ce mâncăm și noi astăzi? Grevă. Grevă? Atât. Mai slăbești și tu din burtică. Păi de ce să facem grevă? Yeah. Grevă. Uite, unul deja la grevă, uite. Uite. Uite, unul deja s-a pus grevă. Ia uite. Scoală-te că îți dau de mâncare eu aici. Rex. Uite, fac cu grevă, ia uite. Uite, unul deja e la grevă. Uite. Bă, scoală-te că îți dau de mâncare eu. Hai. Uite, mănâncă coada de foame. Așa vrei să facă. Așa vrei să facă. Ia uite cum stai, uite. Căzut de pe scară. Uite, supărat. Ia uite. Numai din cauza ta, că vorbiți urât. De ce spun să facă grevă? Fac eu grevă și cu câinii mei. Te enervezi? Nu te mai enerva, că îmbătrânești. Păi să știi, mai mâncați. Ia uite-l. Goanga. Ce e? Ia. Rex. Ia uite, eu stau cu minte, da? Tu stai în banca ta, eu stau în banca mea, da? Atât. Uite aici. Și ăsta? Ăsta e copilul nostru, ia uite. Ia uite, Rex? Ia uite! Rex. De ce dai? Răbdăduim din ei? Rex. Uite. Mușcă. Mușcă, băi, uite ce cu minte este el cu tine, uite, vezi? Uitați, frate, cum o iubește el pe doamna Marița. Nu-i face răm, nu atacă, nu mănâncă nimic. Uitați. Uitați cum stă. Greu.
E Rex a intrat, Rex a intrat în grevă. E foame. E gras, are de unde să tragă din el. Băi Rex. Mai slăbească. Du-te scoate niște carne din agredă ca să mănânc eu. E greciun. Să mănânc eu. Azi de la cățu. Du-te că mi-e foame mie să mănânc eu. Hai, 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 scoate niște oasă din ea să mănânc eu. Cum să mănânc? Uite, e în grevă, uite, în grevă. Hai mă, nu mai fi supărat. Rex? Ce zici, doamna? Toate bine. Mâncați tu ceva astăzi? Bine tot. Ce mâncați, răbdări? Da. Răbdări? Da. Bun ești el. Cu salată mâncați? Ce frică e? Ha? Mi-e frică. Păi de ce să frică? Uitați, aici mă plimb în curte, n-am ce să fac. Umblu de așa de prin curte ca trântul, nu? Da, da. Pac, pac și rața cade. Tolomac. Tolomac. Ce mai e la Tolomac? Ce înseamnă aia Tolomac? Ia uite cât a ieșit de mare frumos lăușteanul ăsta. Îl vezi? Mamă, ce lăuștean frumos. Tu, tu. Dar mai avem unul. Ăla unii? Ăla nu mai știi pe unii? Păi? Unde ai pus lăușeanul ăla? Pe geam, acolo. Pe geam? Aha, ca să nu penească de tot. Să prindă, mai la umbră, pe aia. Da? Lasă că-i bine. Și acum ce mai mâncăm și noi? Răbdări? Tot așa. Hai că bine, mâncăm și așa, tot așa. Răbdări. Băi, Rex. Stai acolo. Colegi altă răuie. Stai acolo. Stai cu mingea acolo. Ce faci, doamna Măriță? Bine, tot așa. Tot așa. Bine, tot așa. Da. Aici la buturică. Deci oamenii cu excavatorul. Unde? A vecina. Mai am ceva de lucru acolo. Da. Ce cireșe? Hai că, fraților, revenim. Aici mă aflu eu, Fane. Aici, la buzunică. Vedeți? Sunt aici, la butură. Am dat comandă să fac o bancă frumoasă aici, să pun la butură. Pentru să pun aici o bancă frumoasă aici, la butură. Să am unde să stau toată vara și la... O să pun o umbrelă frumoasă aici. O să fac ceva frumos aici. Da. Revenim, fraților. Doamne ajută la toată lumea. Vă transmite Fane de la Straia multă sănătate și să auzi numai de bine. Adună-și tu petrele alea. Da. Revenim.